Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Înainte de a asculta mesajul Domnului, aș vrea să-mi fac o scurtă prezentare. Numele meu este Valentin Mihăilă și sunt student la Institutul Teologic Adventist din Cernica, București. Și dacă tot este vorba despre Cernica, aș vrea să aduc salutul comunității de acolo, salutul fratelui capelan, al staff-ului de acolo și având în vedere că fratele Daniel Olariu a fost pastor aici, o să aduc și salutul dumnealui. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. În continuare aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Apocalips. Capitolul 14, un capitol bine cunoscut de noi, și aș vrea să citim începând cu versetul 6, inclusiv 7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Aș vrea să vă pun o întrebare, poate sună banal. La ce vă gândiți când citiți sau vedeți sau auziți termenul de evanghelie? Veste bune. Altceva? Scrisoare. Da, este răspunsul normal, tipic. Însă acest termen de evanghelie provine din lumea păgână. Da, poate părea surprinzător, însă termenul acesta își are originea în lumea păgână. La romani, și are 5 înțelesuri. La romani, de exemplu, când se năștea un prinț, era dată o evanghelie, o veste bună. Și se punea o pancardă mare prin centrul orașului, prin centrul cetății, cu vestea aceasta: s-a născut un prinț. Un alt înțeles pe care l-au dat păgânii a fost acela al încoronării prințului, atunci când el devenea împărat. Și de asemenea, era o veste pe care toată cetatea o primea. Aceasta era o evanghelie. Un alt înțeles îl mai reprezintă momentul în care acest împărat avea o victorie. Și vestea victoriei trebuia prezentată în toată cetatea, în tot imperiul, prin intermediul unei evanghelii. După victorie, împăratul mergea la un oracol. Știm ce este un oracol, un vrăjitor, un mag. Și acesta se sfătuia cu oracolul pentru viitoarele evenimente, bătălii, ce se va întâmpla, un alt înțeles al cuvântului evanghelie. Iar acel lucru era prezentat în toată cetatea prin intermediul acestei evanghelii. Iar ultimul înțeles, discutat și astăzi la grupe, era cel al unui decret de amnistiere. Da, era o evanghelie în tot orașul, în cetate, unde se spunea, la data de cutare va avea loc un decret de amnistiere. Cineva va fi amnistiat. Cum am preluat noi, creștinii, înțelesul de evanghelie? La ce ne referim când spunem evanghelie? Și primul înțeles, are tot 5, primul înțeles, vestea nașterii unui prinț. Cine a primit această veste? Păstorii, magii. Știți că magii erau păgâni? Erau filozofi păgâni și erau foarte interesați de profeții. Aceasta a fost evanghelia nașterii unui prinț, prințului nostru Iisus Hristos. O altă asociere a înțelesului de evanghelie în lumea creștină, în raport cu cea păgână, a încoronării prințului. Când a fost încoronat
Iisus Hristos. Când a fost recunoscută autoritatea, mai exact, de împărat? La botez. Când o voce din ceruri spunea, acesta este fiul meu prea iubit. Atunci a fost recunoscută autoritatea de împărat, de conducător și de salvator. Al treilea aspect, dacă împărații din lumea păgână sărbătoreau victorie prin intermediul acestei evanghelii, cum am sărbătorit noi creștinii sau cum sărbătoresc creștinii victoria? Care a fost victoria Domnului Iisus Hristos? Imediat după botez, ce a urmat? A fost perioada când a fost ispitit. A fost victorios? Încă un aspect în care cuvântul de Evanghelie și înțelesul de Evanghelie se face cunoscut în lumea creștină. Cel de-al patrul, oracolul. Dacă împărații mergeau la oracol, la vrăjitori, pentru a primi anumite lucruri, pentru a primi anumite vești, anumite îndrumări, ce ne promite nouă Iisus Hristos? Voi merge și vă voi pregăti un loc și mă voi întoarce. Pentru că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Este vestea, eu vin curând. Acesta este oracolul nostru. Eu vin curând. Iar ultimul aspect pe care îl avem noi creștinii al înțelesului, al termenului Evanghelie, este acela al decretului de amnistiere. Dacă în lumea romană un singur om era amnistiat la cererea poporului și la dorințele poporului, în zilele noastre, în lumea creștină, câți oameni pot fi amnistiați? Care este promisiunea Mântuitorului? Oricine va crede în El va fi mântuit. Ioan 3:16, da. Ce legătură este între înțelesul termenului și de a avea capacitate de a înțelege termenul de Evanghelie și între mesajul soliei? Ce legătură este între prima parte, între versetul 6 și versetul 7, în care spunea, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui? Ce legătură este între mesajul soliei și următoarea întrebare? Și vă rog să fiți foarte atenți și să vă gândiți la această întrebare. Cine suntem? Poate că v-ați spus întrebarea aceasta, cine sunt eu? Cine sunt eu cu adevărat? Și care este legătura dintre mesajul primei solii și întrebarea aceasta? Cine sunt? Care este legătura dintre Evanghelie și întrebarea cine sunt? Care este legătura între a-i da slavă și închinare lui Dumnezeu și întrebarea cine sunt? Pentru a înțelege lucrul acesta, aș vrea să deschidem la Efeseni. Efeseni, capitolul 2, versetele 19, 20, 21 și 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Filozofia a încercat secole de-a rândul să răspundă la această întrebare. Cine suntem? Și părinții bisericești, de asemenea, au încercat să răspundă la întrebarea, cine suntem? Cei mai mari oameni, cei mai înțelepți oameni, ai tuturor timpurilor, au încercat să răspundă la această întrebare simplă și aparent banală. Cine suntem?
Și de aici au plecat foarte multe erezii. De aici au plecat cele mai multe erezii. Care este identitatea mea? Cine sunt eu cu adevărat? De ce nu au reușit să dea un răspuns oamenii? Pentru că nu au căutat unde trebuie. Cine spune Sfânta Scriptură că suntem? Filipeni. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Cine suntem noi? Cetățeni cerești. Cine zice lumea că suntem? Cine credem noi că suntem? Dacă am aflat cine suntem, atunci lucrul acesta schimbă toate calculele și toate ecuațiile noastre de până acum. Odată ce știm cine suntem, știm și ce trebuie să facem. Un tâmplar știe ce are de făcut. Un profesor știe că trebuie să meargă la oră. Un zidar știe ce are de făcut. Dar un cetățean ceresc, ce are de făcut? Care este datoria unui cetățean ceresc? Cu ce se ocupă el? Care este datoria noastră? Matei 28, exact. Și am citit astăzi. Matei 28, capitolul 19 și 20 inclusiv. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezindu-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Știm cine suntem. Știm ce avem de făcut? Și poate veți spune, ce treabă am eu? Sunt pastori, sunt evangheliști, sunt lucrători. Ce treabă am eu cu toate lucrurile acestea? Poate că nu ești pastor. Poate că nu ești evanghelist. Poate că nu ești misionar în Mexic, în Filipine sau în Africa. Dar ești ceva cu mult mai de preț. Ești cetățean ceresc. Și când Iisus Hristos a făcut această mare trimitere, credeți că a făcut-o doar celor aproximativ 500 de oameni care erau acolo adunați? Credeți că mesajul din Matei 28 cu 19-20 este doar pentru vremea respectivă? Sau că este unul atemporal? Ne putem raporta la acest mesaj ca pentru noi sau doar ca pentru cei ce erau acolo prezenți? Contează că nu ești profesor în teologie și nu contează că nu ești adept sau student la seminar de teologie. Nu contează, pentru că ești cetățean ceresc. Vreau să vă povestesc o întâmplare de la institut. Se întâmpla, cred că, cu vreo săptămână înainte de sesiune. Un coleg a venit cu o dorință și mi-a propus mie și încă altor doi colegi să mergem cu bicicletele prin pădure. Acolo, în spatele institutului, la vreo 10 metri, este o pădure foarte mare și este un traseu perfect pentru drumeții. Am acceptat, mai ales că după o zi plină de cursuri, eram foarte obosit și am zis să mergem un pic să ne relaxăm. Și împreună cu ceilalți
trei colegi, ne-am aventurat. Însă, nu a trecut foarte mult timp ca să ne dăm seama că ploase cu câteva zile înainte și erau foarte multe belți, erau foarte mult noroi și inițial am încercat să ne ferim, să ne menajăm, să nu ne murdărim. Am mers bine vreo 200 de metri, 300, așa, maxim, până când din neglijență, împreună cu un prieten, cu un coleg, am reușit și ne-am stropit puțin. Și m-am gândit, de ce mai contează acum? Ce mai contează acum dacă m-am stropit puțin? Dacă tot m-am stropit puțin, același lucru, oricum voi băga la mașina de spălat, tot atacul va fi consumată. De ce să mă mai menajez? De ce să mă mai chinui? Să mă păstrez curat? Și dacă la început încercam cu disperare să nu am nici măcar o pată de noroi pe haine, după, orice baltă, orice strop de noroi pe care îl vedeam, eram în mijlocul ei. Eu și un coleg. Ceilalți doi, chiar dacă s-au murdărit puțin, încă doreau să rămână la minimul acela de murdărie. În schimb, noi eram din cap până în picioare murdari. Când am trecut pe lângă o baltă mai mare, avea vreo 3 metri lungime, drumul era și el destul de îngust, colegii noștri mergeau foarte încet pe margine, pe era mai accesibil. Iar eu cu celălalt coleg, cu cea mai mare viteză, am trecut prin mijlocul ei și am stropit și pe ei din cap până în picioare. Da. Zâmbim, însă, așa e și în viața de creștin. Știm că noroiul nu e bun. Știm că păcatul e dăunător. Știm și totuși, la început, ne menajăm, însă cu cât permitem păcatului să intre în viețile noastre, cu cât ne aprofundăm mai mult în plăcerile noastre, cu cât neglijăm mai mult cuvântul lui Dumnezeu și cu cât evităm a ocoli bălțile și noroiul, cu atât vom fi mai murdari. Pentru că la început zicem, e ok, e doar puțin, mergem înainte. Însă, cu timpul ne obișnuim. Și nu-i destul că ne murdărim noi din cap până în picioare, însă îi atragem și pe alții. Prin comportamentul nostru, prin faptele noastre, prin vorbele noastre, prin tot ceea ce facem, dăm o mărturie. Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Cu siguranță ați stat într-o cameră unde nu era lumină deloc, unde era întuneric. Sau mai bine zis, cum este atunci când stați într-o cameră luminată, atunci când este noapte și deodată se stinge lumina? Vedeți ceva? Nu se vede nimic. Însă odată cu trecerea timpului, ce se întâmplă cu ochii? Ne obișnuim cu întunericul. Așa este și cu viața noastră. La început mi se pare ceva șocant. Cum eu să fac așa ceva? Nu se poate. Însă ne obișnuim cu întunericul. Și devine ceva normal, devine ceva obișnuit pentru noi și devine o rutină.
Care era mesajul Evangheliei? Mergeți și faceți ucenici în toate neamurile. Cum putem să facem ucenici? Cum putem ieși să facem ucenici dacă noi suntem în întuneric? Care este legătura dintre cine suntem și mesajul soliei? Putem transmite noi o solie a pocăinței dacă noi nu ducem o viață de pocăință? Putem transmite noi mesajul lui Dumnezeu într-o lume plină de întuneric dacă și noi suntem în întuneric? Isaia, capitolul 59 cu versetul 2. Este o confirmare a celor spuse. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Este doar o confirmare la cele amintite. John Griffin era muncitor la un pod feroviar și într-o zi l-a luat pe fiul său de 8 ani la locul de muncă, să vadă și el cum e. Și în timpul pauzei de masă, tatăl servea masa, din depărtare se aude sunetul unui tren, se aud sirenele că trenul se apropia. Tatăl trebuia doar să tragă o manetă, podul cobora, totul era ok. Merge să tragă maneta și îl vede pe fiul său blocat între pod și locul unde acesta trebuia să fie așezat. Trenul se auzea și mai tare. Nu avea timp să ajungă. Atunci, tatăl îndurerat, pe față îi brăzau lacrimile, își pleacă capul și trage maneta. Când îl ridică, fiul său nu mai era, trenul trecea și tot ce putea să vadă erau fețele oamenilor de afaceri, îmbrăcați la costum, femei care își beau ceaiul, cafeaua, ce aveau, copii care mâncau înghețată, fără nicio problemă, nepăsători. Și atunci el, într-un strigă de disperare, spunea: nu vă pasă că fiul meu a murit ca voi să puteți trăi? Erau vreo 300 de oameni în acel tren. Nu vă pasă că fiul meu de 8 ani a trebuit să moară ca voi să vă puteți bucura de toate aceste lucruri? Și trenul a trecut. Dumnezeu ne întreabă și pe noi astăzi. Nu ne pasă că Iisus Hristos a trebuit să moară ca noi să putem trăi? Și mă întreabă și te întreabă, nu-ți pasă că sânge nevinovat a curs la cruce ca tu să poți purta o haină a neprihănirii? Nu-ți pasă că lumina luminează în întuneric și totuși tu preferi întunericul? Și noi putem spune: nu, nu ne pasă. Prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră, prin tot ceea ce facem, putem spune: nu, nu ne pasă. Și spunea Ellen White în Viața lui Iisus: cum ar fi atunci când o mamă și un tată își privesc copilul care se află în pragul morții și oamenii care au posibilitatea să-l salveze nu o fac? Cum s-ar simți părinții aceia? Cum v-ați simți dumneavoastră dacă ați fi în această ipostază? Să vă vedeți copilul care ar putea fi salvat de cineva și nu este.
Cum se simte Dumnezeu când vede că Fiul Său a murit pentru ca noi să putem trăi? Știm cine suntem. Știm care este scopul nostru. Avem timp. Avem resurse. William Shakespeare spunea că știm ceea ce suntem, dar nu știm ceea ce putem fi. Și știm ceea ce suntem, însă nu știm cu adevărat ceea ce putem fi dacă ne predăm inimile în mâna lui Dumnezeu. Dacă spargi un ou din exterior, viața se încheie. Însă dacă oul este spart din interior, viața începe. Care este morala? Lucrurile mari și lucrurile cu adevărat importante încep din interior. Adevărata reformă nu este o reformă exterioară. Nu este o reformă de fațadă, ci este o reformă din interior. Doar astfel putem conștientiza cu adevărat noblețea statutului de cetățean ceresc. Doar astfel ne putem lua în serios slujba de cetățeni cerești. Napoleon spunea că, referitor la impactul creștinismului asupra lumii, spunea că deși el a folosit teroare, forță, a folosit sabia, a construit un imperiu care a dăinuit o perioadă foarte scurtă de timp și care a fost ruinat. Însă omul, Iisus Hristos, a construit un imperiu care a dominat întreaga lume. Cum? Cum a reușit acest lucru? Dându-și viața. Făcând voia Tatălui. Care este voia Tatălui pentru noi astăzi? Care este voia lui Dumnezeu pentru niște cetățeni cerești? Care este voia Tatălui? Să stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare? Nici de cum. Care este voia Tatălui? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este datoria noastră. Știați că în America un pastor penticostal, dacă într-o lună nu aduce un anumit număr de oameni în biserică, este concediat? Știați că în alte denominațiuni creștine, membrii sunt instruiți și fiecare trebuie să aducă în fiecare săptămână cel puțin un om în biserică? Nu să fie membru, doar să-l aducă, să vadă. Cum e? Mesajul soliei e simplu. Și în Apocalipsa 14 nu se face referire la înger, că el trebuie să răspândească mesajul. Nu e treaba lui să răspândească mesajul. Desigur, are o contribuție foarte mare, aceea de a pregăti mijloacele necesare pentru ca oamenii să poată primi mesajul. Însă lucrarea trebuie făcută de noi. Cine cunoaște cel mai bine cum este omul, dacă nu cel care a intrat în contact cu păcatul? De ce să așteptăm forțe supranaturale? De ce să așteptăm de la îngeri să facă un lucru care ne este în credința nouă? Vreau să închei citind din
Efeseni, capitolul 5. Versetele 10 și 11. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Să lăsăm întunericul și să ne întoarcem la lumină. Să lăsăm orice alt statut și să acceptăm statutul de cetățean ceresc. Da, are și responsabilități, are foarte multe îndatoriri, însă are și foarte multe binecuvântări. Să fim oameni ai Scripturii, să fim oameni care răspândesc mesajul soliilor și să fim cu adevărat așteptători. Amin.